Mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei de la Iași, domnule, ne-au rugat să mergem la discuții cu dumnealor. Am fost, oamenii susțin meeting-ul nostru, sunt de acord, au zis că vor veni de la Iași special, de asemenea și alte grupuri civice, ieri am avut întrevedere și cu cei de la Resetia, la fel au zis că vor veni. Eu sunt convins că va veni destul de mult, vor veni destui oameni în stradă. Vă veți organiza într-un ONG? Grupul civic Botoșani, într-adevăr, va muta un ONG non-profit, cu siguranță. Și intenționăm să susținem orice alt proiect pentru Botoșani, începând de la zona rurală, începând de la cei care au probleme pentru implementarea proiectelor europene, probleme efectiv să fim o parte activă a vieții cotidiene din Botoșani. Deci, noastră, am văzut și am observat cu mare atenție propaganda asta electorală care se face 4-4 ani și neasumarea celor proiecte. Probabil că asta este principala problemă care ne regăsim astăzi. Omisiunile lor, și nu vorbesc numai de ultimul mandat, eu vorbesc de toată perioada post-decembristă, vorbesc de ultimii 30 de ani. Și am observat o chestie, că Botoșani, într-adevăr, este un oraș, poate cel mai curat din Europa, dar cu siguranță lipsit de infrastructură rutieră, nu numai cea spitalicească. Și ori de câte ori avem un caz mai grav, din păcate trebuie să-l trimitem ori la Iași, ori la București. Și aici sunt bănuți care pleacă pe costurile de transport ale pacienților. Proiectul nostru e la început. Nu este apogeul acestuia. Vine, nu va fi apogeul acestuia. Știm ce ne așteaptă. Știm că va fi o destul de mare, de grea. Știm că pe parcursul dânsia vom avea și tidici. Dar cu siguranță ne-am luat toate măsurile de precauție. Va mai mult de atât, avem în spatele nostru. Eu cel puțin am familia, am copiii care mă susțin și am plecat acasă și mi-a zis să fii tare și să te duci până la capăt, pentru că e normal să dăm cei mai buni din noi. M-a convins spiritul energic, focul lui viu, pentru că efectiv asta este. Trebuie să recunoaștem că pot să iei cezabă și cezabă. Da, el, prin energia sa și prin tot ce face, m-a convins să continuăm și să fim parte activă din viața potoșeninilor. E ușor să stai deoparte și, într-adevăr, cum spunea și dumnealui, să critici doar pe Facebook, să arunci cuvinte care nu prea sunt la modă în ultima perioadă, că cu siguranță nu e ceva normal, dar nu mergem în piață să strigăm nici puncte PSD, nu mergem în piață să strig nici demisia lor, pentru că demisia lor ar trebui să fie spontan, cum spuneam. Chiar și faptele și denotă efectiv incompetența profesională. Probabil că nu numai dumnealor, tot aparatul care se ocupă de aceste proiecte. Pentru că este imposibil să ai 7-8 parlamentari botoșani să nu vorbești de viitor, de viitor botoșan. Adică nu poți să te limitezi la asfalta, la peticii. Este incredibil. Eu nu văd cum botoșanul de mâine se va dezvolta. Nu văd cum nici afacerii, nici împrăditori, nici antreprenori vor face ceva, în afară de a crește animale. Cu siguranță e un lucru foarte bun și trebuie susținut, dar ce facem cu produsele? Le vom vinde pe 2 lei, le vom vinde pe 0,1 litru de lapte, vom continua așa. Europa de mâine nu e asta. Europa de mâine o văd altă. Aici are 14 ani de străinătate, m-a convins. Și credeți-mă că m-am dus la bun sfârșit experiența profesională care am avut-o în Italia. Și am venit cu un bagaj fantastic de cunoștință. Am plecat de acasă cu butelie și cu o soție în 97 și știu că m-am întors înapoi cu foarte mulți bani. Și tot ce am e datorită experienței și muncii pe care am depus acolo. Din România n-am câștigat nimic și nu mi-am cumpărat nimic. Într-adevăr, dezvolt tot timpul afacere, în fiecare zi mă trezesc cu alte idei și aș vrea să fac, dar sunt acolo oprit. Ba la avize, ba la incompetență, ba la lipsa oamenilor care ar putea să dea un plus în valoric în firmă. Întotdeauna suntem noi care muncim noaptea, eu, soția mea și nu văd altfel cum. Dacă nu avem de partea noastră statul care să ne încurajeze și să ne dea una de ajutor. Nu neapărat prin proiecte de susținere, dar vedeți dumneavoastră, partea lor este acea responsabilitate de a face infrastructura. Ori noi nu cerem altceva decât acest lucru. Noi nu cerem nici funcții, noi nu cerem nici notorietate, noi nu cerem absolut nimic. Un simplu lucru cerem. Cerem doar străzi decente, străzi bune, drumuri bune ca Moldova, Botoșani să fie la egal cu celelalte zile ale României.
Continuând așa, nu vom face altceva decât să marginalizăm acest județ și este păcat, pentru că totuși suntem oglinda Europei de Est, suntem straja, nu, de la partea Europei de Est și cu siguranță mi-aș dori ca într-o zi să putem vorbi de Moldova Mare, pentru că atunci, cu siguranță, Moldova Mare va putea avea mult mai multe fonduri și cu siguranță o dezvoltare mult mai rapidă.